legenda din Cupa. Că domnul Cupa, în vechea vreme, l-avea dărat în locul unde se zice camara, în camara. În țelă loc, i-a cățat-o cu pinește ciumă și mureau mulți de ei. Dintr-o ca să scapă de ciumă, l-a lăsat cătunul la camara și își dusără dărară un lant cătun în gripă, la albă apă. Ama și Cola nu scăpară de ciumă. Și Cola mureau. Și ciudiră, ce se facă? Și se facă cum vă gurea se ducă la loc, la cătun. Dar în loc la cătun. Unde se numără? Unde se numără de ciumă? Una zugă, una albină, care se ție prea picolă, tunțea, ei își ziseră, ai să ne duci după țeastă albină. Și unde se zăsta albină, colo s-a dărut cătun. Se lară după ce albină, albina se lăsă în una curie de arbur. Le supă parte de cătun, unde se află și mă cătun. Mașii arburii încă se acolo. N-apcum la dărară cătunul colo unde ia scupa. Bun, mă, și în țistă loc mureau oamenii de ciumă. N-apcum cu pinețe își ziseră, hai să dărăm una măghie ca să scăpăm de ciumă și dăm curban. Tunțea se înțeleseră cu pinețe și în una seară toate muirile din cătun se sură toată noaptea. Și dărară una multe ponzi și toate ponzile dunară la un loc de căsură una de lanta și dărară una ponză mult lungă, napcum, au întinsără ponza din zuzuri de cătun și din zurară cătunul cu ponza. În vremea ția, vreau venit cu ăla niște ghiupți care ședeau la Curita. Curita este o localitate unde are... Curita. Ce ești, mă rog? Cupineții, după ce la îngărdire cătunul cu ponza, care era țăsută în una seară, se apară una groapă mare pe orghiuri și n-apuntă cățara un ghiupcu de la Curita, la care era numit Meta. Și la puseră în cea groapa, în cea ghiu. Pusă și doi boi, ghii, un juc și un arat și cu ponza, cu care era dezorat cătunul, la îngrupară, toți preună, în cea seară, în cea noapte. Ca să nu se udă mai departe de lucruri de la feseră, cu pinețe și jurară, să nu spună la nici care. N-apcum, dar are un foc lângă cu trei tăciuni de la țelă focul să ia și înțapară tăciuni în trei locuri din jur de cătun. Țele locuri erau pre orghiuri, în perivorii, și la țărțărachi și la sara blăstem care se spună de lucru ce la veseră se uscă ca țeticiuni. Muma al Meta se la îngrupară ghiu ficiorul la plânzea Meta cu zboarele Meto scoală-te și manți pești proaspăți. Că vrei multul, se manți pești proaspăt, scorebic. Cu această maghie, țău de rară, cu pinieții, napcum, nu mureau de ciumă. Din grobul de la de unde era îngrupat Meta, prună cu lantei lucruri, ieșo un gurniț, dif, care se fiase mult mare și lumea mâncau gurniții de la el.
горница, ла флай ши јо, а марамут биторн. Горница е пер, румънешни. În locul unde, la îngruparea mea, a rămas tradiția ca în sfaca an, de tunția încoa, la sărbătoarea de Sfete Atanas, în ianuarie, se dădea curban. Curbanul la tărau, jungleau coteva oi și birbeți, prindeau coteva focuri, și ierbeau carnea în cazan pri focuri lițele. Con mâncarea era azor, prima se adunau fetele, se lânțeau la loc și la cântau curbanul, contecul meta. Al meta, care era dărat de zboarele care le avea zis mumăsa. Așa, cum l-avea plons meta, pe grup. Cum vin pisici de supra. N-ap cum vinea popa și la cânta curbanul, cânta mâncare. După ce mâncare, se împărța la toate casele din Cătun, desfacă casă, se ducea câte un om și la lăia câte un mistur de mangă. La ducea casă și toți din casă trebuia să-i mancă câte un iac de cea mangă, la care ziceau curban, ca să aibă sănătate. În sfaca an, din mijlocul de ziua de Paști, când l-a scuteau somții din biserică și dunzărau cătunul cu ei, în cele treile locuri unde erau puști ciunii în perivole la țărsărachi și roghiuri, dărau câte una guvă cu sfârdălu și câte un pom și în sfacă loc se punea în guvă care o dărau câte un iac nafră și o închideau guva cu una tapă de lemn. La acesta lucru la făceau și ziceau pun ipsămă la cea, ziceau ipsămă, ca să vii de cătunul de urot. În sfaca an se dărea curban până confuzii din Gârchie, până la anul 1946. Mult nu știu, dar le dară ancă curban în cupă. Или ну. Интересно. Интересно, но и. Интересно.